Nu știu dacă știai, dar copilul tău este un filozof. Copiii au intuiții extraordinare despre sine, lume și oamenii de care sunt înconjurați. Programul de dezvoltare personală prin filozofie pe care vi-l propun este motivat de visul meu de a transforma procesul educațional într-o călătorie explorativă în care micii exploratori sunt tratați cu respectul și cu interesul cuvenite. Copiii nu sunt niște tabula rasa pe care adulții pot scrie ceea ce consideră ei că este bun. Fiecare copil, cam de la vârsta de 5 ani, are deja niște mecanisme de interpretare și de acordare de semnificație lumii. E drept, fragile și foarte adaptabile. Dar tocmai aici este avantajul de a fi copii. Copiii sunt motivați de dorința de a descoperi și de a înțelege. Prejudecățile și stereotipurile sociale, culturale, familiale nu au pătruns încă atât de adânc, nu au prins rădăcini. Prin urmare, alături de mine, în cadrul comunităților de mici filozofi pe care le construiesc, copilul tău își va antrena mintea și sensibilitatea, dar firește și creativitatea, dobândind abilități de reglare psihoafectivă, de exprimare și public speaking, de chestionare, analiză și interpretare a lumii, a semeilor și a sinelui, abilități de leadership și multe, multe alte abilități absolut necesare în lumea în care trăim astăzi. Noi nu învățăm filozofia așa pur și simplu, nici nu facem filozofie. Noi, în comunitățile de mici filozofi, trăim filozofia. Lasă-ți copilul să trăiască înțelept, acordă-i această șansă. Te aștept.